Că nu înțelegeam ce scrie aici, de asta de jur. Cuprinși de o furie oarbă, senatorii și deputații jurat au în barbă ca la examinare să-l doboare pe Vali Nicolau de la Televiziunea Națională. N-am găsit altă rimă. Astfel, prezent în fața comisiilor reunite de cultură ale Parlamentului, directorul TVR s-a văzut pus față în față cu furia oarbă a senatorului Păunescu, cel care a prăvălit grele cuvinte. Mi se pare o afirmație fără acoperire. Asta deja excede rolul dumneavoastră. Vă rog să fiți respectuos cu opiniile exprimate și să le răspundeți. Nu să vi se pare un lucru sau altul lipsit de acoperire. Domnul nu calificați dumneavoastră lucrurile. Domnul senator, am dreptul să-mi... Nu aveți acest drept, nu. Nu aveți dreptul să calificați dumneavoastră o întrebare a unui senator, ci să răspundeți. Vă rog mult. Dar cred că e un drept constituțional pe care mi-l refuzați dumneavoastră. Dreptul dumneavoastră constituțional este să răspundeți în fața comisiilor și apoi a plenului pentru activitatea... Vă rog, nu mă gândați când vorbesc. Conduc ședința și vă rog să fiți respectuos cu tot ceea ce se întâmplă aici. Faptul că noi avem o anumită atitudine elegantă față de dumneavoastră nu înseamnă că aveți dreptul să spuneți orice. Nu puteți spune că e fără acoperire ceea ce a spus un senator. Dumneavoastră răspundeți la problemă. Dacă există o logică a întrebării, pot răspunde. Acolo nu există o logică a întrebării, nu pot să răspund. Iar și o brăznicie ce faceți. Că nu există o logică a întrebării? Pe la modul general nu pot să răspund despre o vulgaritate, domnul senator. Dacă nu ai niște exemple concrete. Domnule președinte, dacă mai era nevoie de o dovadă că trebuie votat împotriva raportului nostru, aceasta e. Este un lucru inadmisibil ce faceți. Bravo, Spartule Păunescu! Bun exemplu de liberă exprimare! Dai în banca ta acolo și răspunde la întrebări! Frustrat este, a fost și va fi și domnul senator Pruteanu. Știți ce audiență avea emisiunea pe care o făceam, care era de cultivare a limbii, doar o vorbă să mai spun, pe care v-am propus de nenumărate ori să o reluați după ce a fost întreruptă? N-am găsit audiența. Potrivit deciziei CNA numărul 377 din 2003, calitatea de senator îl împiedică pe acesta să fie și realizator sau prezentator de emisiuni TV. Cât despre domn director Nicolau, după ce și-a scos gura din pumnul senatorial, a comandat la jurnal un răspuns pe măsură. Amintiri din tinerețea activistă cu Adrian Poetul Minune. Chiar și cei ce văd în negru și lucrurile bune n-au cum să nege faptul de cel mai mare preț că însăși libertatea de a gândi și a spune ne-a dat-o Ceaușescu, bărbatul îndrăzneț. Acolo se află două portrete tutelare ale conștiinței mele, Avram Iancu și Nicolae Ceaușescu. Ia-ți figură aia îndrăzneață. Lasă-mă, domnule, nu pot să cred atâta porcărie. Raportul TVR nu-i poezie. Îl vreau pe cheltuieli să fie defalcat. Și, domnule Nicolau, îl vreau versificat. Nu fi cârnat. Ăsta este un truism, vă rog să mă scuzați. Nu-i așa, puștu? Bate fierul cât e joi. E de neînțeles. Chiar de neînțeles. E de neînțeles. E clar, e mai neînțeles decât cămătarii, pe cuvântul meu, dacă vă mint. Care... Da, e de neînțeles.